este ziua victoriei și marea majoritate cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de viziunile sale politice, indiferent de viziunile sale ideologice, astăzi sărbătorește ziua. Eu am auzit poziția președintelui țării, înțeleg că încearcă să speculeze la acest subiect. Eu i-aș propune să-și amintească ce a vorbit în campania electorală. Când a fost aleasă președinte, a promis că fiecare om are dreptul și va avea dreptul să sărbătorească orice sărbătoare, și ziua victoriei inclusiv. Cred că acum poziția s-a schimbat. Eu cred că acesta este incorrect. Noi suntem consecvenți, așa cum a fost ultimii câțiva, nu știu, 18 ani, după 2011-2012, eu cu soția, cu copiii, tot timpul sunt la această sărbătoare, la Maștru.